Pentru cei care mă cunoașteți de ceva timp, știți că una dintre cele mai mari pasiuni ale mele, lucrul care îmi place cel mai mult pe lumea asta, este să călătoresc. Iar cum în perioada pandemiei acest lucru nu a fost posibil și mi s-au anulat o mulțime de planuri, o mulțime de excursii, atunci când Cristina, fiica mea, a venit cu ideea de a face o mică escapadă la mare, am fost imediat de acord. Mi-am cumpărat bilet de avion de la Cluj la București, mi-am cumpărat bilet la Tarom pentru că este singura companie care operează zboruri în această perioadă, celelalte companii încă nu au reluat zborurile, urmând ca de la București la Constanța să mergem cu mașina toate patru și spun toate patru pentru că am fost doar cu Cristina și fetițele, soțul ei având multă treabă la muncă, la serviciu. Drumul până la mare a fost destul de lejer, am făcut doar vreo 2 ore mergând pe autostradă, iar fetele au fost destul de cuminți pentru că au dormit aproape tot timpul. De fiecare dată când sunt pe autostradă, mă gândesc cât de simplu, de elegant și de rapid am putea ajunge dintr-un loc în altul dacă am avea autostrăzi peste tot. Din păcate, cred că vor mai trece încă foarte mulți ani până să ajungem la acest nivel de civilizație. Despre apartamentul pe care l-am închiriat prin Airbnb și în care am dormit 4 nopți, o să fac un video cât de curând, un video separat. Acum vă spun doar că am stat în cartierul Faleza Nord din Constanța, iar plaja era foarte aproape de bloc, la 3-4 minute de mers pe jos. După cum se vede, plaja era semi-pustie și ne-am simțit foarte bine fără să simțim înghesuiala obișnuită de pe litoral. Apa a fost incredibil de caldă. Silvia a stat aproape tot timpul numai în apă, la fel am făcut și eu. Din păcate, Ruxandra a fost mult mai reticentă și a petrecut aproape tot timpul pe nisip. Nu i-a plăcut deloc să își bage piciorușele în apă, era teamă. În prima seară în care am ajuns, am fost la o terasă, acolo în zona în care am locuit noi, Reina se numea, o terasă cu o panoramă minunată, o servire ireproșabilă și o mâncare delicioasă. Este adevărat că era cam scump, dar ne-am simțit extraordinar de bine. Eu am comandat un risotto cu somon și dovlecel pe care mi l-au mâncat fetele până la ultima îmbucătură. Pentru că, deși au comandat caracatiță și inele de calamari, astea le-au cam refuzat. În schimb, au gustat și din mixul de midi și rapane la plită pe care l-a cerut Cristina și care au fost într-adevăr ceva absolut delicios. Întoarse acasă și rupte de oboseală după o zi atât de lungă, fetele au adormit uitându-se la desene animate. Și zilele s-au derulat într-un mod absolut încântător, vremea a fost minunată, nu a fost foarte cald, nu a fost caniculă, câte un cafe frappe, pace, liniște și relaxare. Prânz veneam acasă atunci când era soarele foarte puternic și atâta timp cât fetițele dormeau, beam fie o cafea, fie un suc și admiram priveliștea care se vedea din balcon. Am avut un apartament minunat. Desigur că nu există ieșire la mare fără să ajungi în parcul de distracții, mai ales dacă ești cu copiii. Așa că am fost în 2 seri
și ne-am simțit cu toții foarte bine. Fetele s-au distrat de minune, dar și noi ne-am bucurat de bucuria lor. Am reușit să ne relaxăm și să ne detașăm de toate grijile. Ne-am bucurat de nisip, de valurile mării, de cerul albastru și de tot vibe-ul acela bun pe care nu îl găsești în altă parte decât la mare. Să ne plimbăm pe faleză chiar în ziua în care s-a inaugurat roata panoramică, Tommy's Eye, după modelul londonez, însă nu ne-am dat pentru că, fiind prima zi, era foarte mare aglomerația. M-am bucurat foarte tare să văd că se lucrează intens la restaurarea cazinoului, clădirea emblemă a Constanței. Locul de promenadă de pe faleză s-a numit inițial Bulevardul Principele Nicolae, iar apoi Bulevardul Țarul Nicolae al II-lea, cu ocazia vizitei lui la Constanța în 1914. Dar este un loc, acum doar pietonal, pe care toți constățenii îl iubesc și un loc prin care toți turiștii care se află în vizită pe litoral vor să treacă cel puțin o dată. Întotdeauna mi s-a părut că partea cea mai frumoasă a călătoriilor și una care nu costă absolut nimic este doar să stai și să privești trecătorii, să admiri natura și să simți într-adevăr pulsul orașului așa cum se desfășoară el în fața ta. Bambinele noastre însă nu au avut chiar atâta răbdare cât am fi vrut noi să aibă și ne-au tras de mână să mergem la o terasă. Am ajuns așadar în piața Ovidiu, punctul central al orașului, cu superbul minaret construit în stil maur, cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, și, bineînțeles, cu statuia lui Ovidiu, poetul iubirilor eterne. Terasele erau pline, am găsit destul de greu locuri, însă nu am resimțit în niciun fel teama COVID-ului, pentru că mesele erau suficient de distanțate, astfel încât să nu ai senzația aceea de îngrămădeală. Mâncarea a fost și aici foarte bună. Am luat un platou oriental cu hummus, salată de vinete, tabuleh, halloumi. De fapt, mie îmi place foarte mult mâncarea libaneză orientală în general și nu aveam cum să dau greș. Am gustat și din pizza fetelor, care și aia mi s-a părut foarte bună, deși am impresia că, de fapt, atunci când ieși la terasă, toate ți se par mult mai bune decât atunci când ești acasă. Dar să nu aveți impresia că am mâncat numai la terase și că am cheltuit o grămadă de bani, deși am cheltuit destui, am avut și mâncare adusă de acasă, chiar și ciorbă pentru prânz, și în afară de asta aveam un magazin alimentar în zonă, un Mega Image, de unde am cumpărat cartofi prăjiți și
pui fript și am mai cumpărat tot ce aveam nevoie pentru micul dejun și cină. Câteodată parcă abia aștept să mă duc în excursii ca să pot mânca fără niciun fel de sentiment de vinovăție conserve de pește. Conservele de pește în sos tomat îmi plac tare, tare mult. Și bineînțeles că de obicei le mănânc din cutie, însă de data asta, împărțind conserva cu Cristina, partea mea am pus-o în farfurie. Ne-am despărțit cu greu de mare, mai ales că vremea continua să fie la fel de frumoasă, apa la fel de caldă și lumea la fel de lipsită de griji. Cele 4 zile de vacanță au trecut mai repede decât 4 ore petrecute la serviciu. Și iată-mă din nou în aeroport, de data asta în Otopeni, într-o atmosferă austeră, foarte sobră, foarte severă, cu foarte multe măsuri de securitate, parcă eram pe picior de război și nu la întoarcerea dintr-o călătorie obișnuită. Din păcate, toate măsurile de distanțare fizică din aeroport se anulează complet atunci când ajungi în avion, unde toți pasagerii stau foarte aproape unii de alții, anulând toate măsurile anterioare. Acesta a fost filmulețul de astăzi, acesta a fost vlogul meu de călătorie, prima ieșire după perioada de lockdown. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!